Salutare că aici eu sunt Cazi, bine v-am regăsit la cel de-al treilea episod de Hard Roleplay pe Hades. Ok, o să mergem să ne luăm mașina. Se pare că s-a lăsat zăpada aici la noi în oraș. Mergem frumos. Hai să grăbim puțin basul. Mergem partea aia la trecere. Trebuie să ne grăbim puțin că e destul de frig, mergem la mașină să o pornim și noi. Băieții deja lucrează, văd pe aici. Așteptăm să traversăm. Apăsăm aici pe buton. Bun. Cred că s-a făcut verde, nu știu, sunt stricate semafoarele, băiat. Era intermitent. Gata. Se pare că se aude o melodie de undeva, dar nu știu de unde. Sper să nu se mai se aud. Sper să nu se mai se audă. Hai, next level română. Bun. Deținute. Ne punem centura, oprim muzica. Bun. Dăm semnal aici frumos. Bun. Se duce Sania mașința noastră. Noi am pus și noi cauciucurile de iarnă. Mergem repede. Bun. Deci patinează într-un hal făcut de hal. Ne asigurăm, nu vine nimic. Nu vine nimic. Bun. Ne punem pe avarii. Bun. Repede, 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 repede. Bună ziua, tovarăș. Bună ziua, tovarăș. Bun. Deci de fapt, nu avem niciun job, nu știu ce mi-am dat demisia și vreau să lucrăm ca și curier, să vedem cum câștigi din curier. Bun. Așa. Bun, ne-am angajat ca și curier. Deci unde trebuie să mergem? Caruaj, depozitul PS. Destinație, fermă de ciuperci, așa, așa, curier, ia să vedem, e pe aici, pe undeva? Carmangerie, magazin, magazin. Nu văd niciun curier pe aici, sincer să fiu. Da. Da. O să vedem ce trebuie să facem la destinație, dar anulează misiunea. Eu. Trebuie să anulăm misiunea. Da. Se pare că nu este destul de profitabil, de rentabil acest job și să ne alegem altceva, că chiar nu știu ce trebuie să fac la oraș. Bun. Vreau să mă angajez la... vânzător de ciuperci, transport bancar... ia, livrări mâncare. Și inventar, să ne ce avem în inventar, că ar trebui să avem și noi în inventar câte ceva am. Am 3 apă vos, o bere Heineken și o pâine. Bun.
să mergem până la un magazin. Deci 5 apă și 5 tacos. Mergem puțin la magazin aici. Întoarcem aici în față. Ne asigurăm să vedem că nu vine nimic. Bun. Foarte greu cu zăpada asta. Întoarcem aici așa. Parcăm aici frumos. Opa, așa. Lăsăm motorul pornică, n-avem nicio să-l ține, că venim repede. Ok, luăm și noi. Și taco. Taco. 10. Hai că mai iau încă 3. Bun. Mergem să vedem ce câștigăm. Vrem centura frumos. Bun. Funcționa frumos și ne ducem. O să încercăm să-l depășim pe ăsta cu autobuzul. Bun. Stăm la semafor, tot. Ia să vedem, domnul stă la semafor cu noi. Bun. Și mergem. Păi să nu mai prind și următorul semafor, că stăm o viață la semafoare. Bun. Oh, că am furtat și noi galbenul. Destul de enervantă lumina asta pe autostradă. Ca în România. Iluminată la ieșire din oraș și după gata. Ce ai nevoie? N-ai și faruri? Vrem și noi faza lungă, că dacă tot stai pe autostradă și nu e mai nimeni. Guys, ne revedem când ajungem acolo. Și aproape am ajuns la ce pe guys, să vedem ce o să primim pentru 5 tacos și 5 și 4 apă, gen tai 4, 3, 12, 5 tacos și 5, 25, deci să vedem pentru 40 de lei cât primim. Este un job profitabil sau unul care nu se merită? Lăsăm mașina aici. Uite frumos pe portiță. Ia să vedem. Mm, 56 de lei. E destul de profitabil. Deci noi am dat pe 5 taco. 25. 5 ori 5. 25. Deci 30 de lei. Da, se pare că am ieșit pe plus. Deci ce livrări mai avem de făcut? Revenim când ne dă următorul checkpoint, guys. Bun, se pare... Ne-a dat următorul checkpoint, guys, să vedem. Nu o să mai dau cancel. Dar bine că dacă ți le dă așa, mai mult dai pe motorină, adică 150 de lei mi se pare că e pentru un plin. Dar dacă stai să te gândești cu 100%, am venit cu 65. Ce m-am plinut? Deci am consumat cam 10% să vin din... Dacă mă le dat aici, în orașul de lângă, deci... Sunt tare curios cât o să ne dea acum. Gen 4, 5... 20, deci 22... 25 am dat pe asta, gen, spre exemplu. 20 de noi spre astea, pe astea, pe produsele astea. 25 de lei, să vedem cât primim.
Ia să vedem. 36 și noi ne dăm 11 pe plus. Acceptabil. Da, destul de acceptabil. Trebuie să mergem să ne reparăm și noi mașina la tinichigerie sau cum sună. Cred că ăsta e singur, nu? Mai e unul. De fapt, da, să vedem unde ne dau checkpoint-ul. Măcar ni se spărgea farul pe cealaltă parte. Ne-am dat tot aici. Deci o să fac. Deci, mă, în episodul ăsta doar o să lucrăm ca... ca și... Glovo. Gata, lucrăm la Glovo. Asta e titlul episodului, lucrăm la Glovo. Bun. Chiar se câștigă destul de bine, adică îmi place. Cred că următorul episod o să schimbăm și noi mașina, o să ne luăm ceva, nu știu, mai ok. Un Mercedes sau un BMW. Mai mi-aș asigurare medicală. Poate eu nu vreau să fac asigurare medicală. Oare cineva s-a gândit la asta? Nu cred că s-a gândit nimeni la asta. Da. Deci primim 15 pentru 16 jumate. Pentru 22 jumate să încât primim peste. Bun. Să încât primim pentru 22 jumate. Dar sper să ne mai avem. 22 jumate, primim 32. Deci undeva la 10 peste pe plus. E bine. Băgăm și noi așa o berică să ne ospătăm. Băgăm aici și o pâinică. Bun. Și o pâinică, ia să zicem mai avem pe aici. Deci mai avem așa 11 cu 1. Hai să mai luăm niște taco. 11 cu 1. Deci avem 11 apă. Vreau să iau 15 taco. 15. Și apă vreau să mai iau 4. Să avem 15 cu 15. Bun. Deci am dat 97 de ron pe astea toate. Să vedem cât facem pe 15 de astea. Deci nu vine nimic. Aoleu. Ce era să o bușim pădăcioara. Bun. Se pare că este noapte. De fapt nu este noapte, este 9 dimineața. De fapt în dreapta să aveți ora la care filmez eu. Gen 9 și 16 minute. Bun. Mergem frumos pe autostradă. Dăm semnal cu 5 de metri înainte. Ne asigurăm, nu vine nimic. Vezi că nu vine nimic și dă-i. Bun. Ne revedem când ajungem în oraș. Și am ajuns în oraș, guys. Am ajuns destul de repede, adică... Am spus galben, s-a aproape roșu. Bun, hai. Se mai întâmplă și în viața reală unor. Mai și sunt și... Mai și sunt... Mai sunt și șoferi de genul. Bun, sunt curios că tot să prind pe astea. Bun, aici. Mai să fac dreapta, dar m-am răzgândit. Orice este lăzut asta nu este semaforizată.
Bun, am primit o întreaptă, o eroare, dar nu știu de ce m-au primit mai mereu. Bine, nu știu dacă e eroare. Bun. Am înțeles. Păi am venit aici și nu mai îmi dă checkpoint-ul. Da, ciudat. Nu știu, mi se pare mie sau se mișcă nașpa pe filmare. Cred că mi se pare mie doar. Ok, anulează misiunea. Ia stați așa, să nu știu, mai simt iar. Bun. Bun. Stăm aici până de următorul checkpoint să vedem ce se mai întâmplă. Ia să vedem, hai. Doi tacos și un apă, să vedem. Și un apă, și o apă. Bun. Totul nu înțeleg de ce are Dacia, parcă sunt de tir. Bun. Ne pe 14 dolari cât primul înapoi. 20. Bun, foarte bun. Bun, cât o să rămânem fără una din astea două, o să încheiem și episodul. Sper să se miște bine, adică nu-mi dați seama cum se mișcă. Adică, eu văd bine, știți, adică la mine se mișcă bine în... Se pare că avem în celălalt oraș, dar o să-i dau cancel mission, că e destul de departe. Dar mi se mișcă bine jocul și pe filmare mi se pare că se mișcă destul de greu, dar cred că doar mi se pare mie, nu știu. Stai să mănânc și eu un... Ce faci, domne? Ce faci, mă? Te oprești în mijlocul drumului. Nu, domne, dar patinează foarte rău, abia pleacă mașina asta. Nu te mai oprești în mijlocul drumului. Păi, crezi că eu am vrut? Așa merge face Dacia iarna, știi cum e. Eu n-am Mercedes ca al tău, șefule. Abia pornește la frigul ăsta. Nu știi să o repar, nu ești un mecanic. Nu sunt mecanic, domne. Eu mă ocup cu curierat cu astea. Am înțeles. Ai grijă. Că tot ce s-a îngrijit. Stai așa că vreau să mă uit după el. Căutăm scandal, băieți. Am înțeles. Se pare că cam asta a fost și episodul de astăzi. Eu am fost Cazi și ne revedem data viitoare. La revedere.